Stația de epurare din Slimnic nu funcționează din cauza lipsei de personal. La Șeica Mare, hoții au furat o parte din componente, chiar înainte ca stația să fie pusă în funcțiune. Stații de epurare finalizate, dar care nu funcționează. Și asta reprezintă o mare problemă din punctul nostru de vedere. Pentru că rețelele de canalizare fiind finalizate, stațiile de epurare finalizate, evacuarea apelor uzate din localități și mă refer în principal la Slimnic și Șaica Mare se realizează pe direct, deci pe conducta de bypass a stațiilor de epurare. Poate putem să îi ajutăm cumva să-și pună în funcțiune aceste stații. La Șaica Mare a fost o problemă că a fost o spargere acolo, s-au furat echipamentele și nu au mai avut bani să reamenajeze stația. Sibiul va fi prezent la un târg de turism din Londra. Acesta are loc între 5 și 8 noiembrie. Prin această participare, reprezentanții primăriei vor să stabilească mai multe contacte cu operatorii în turism care ar putea include Sibiul în oferta lor. Pentru atragerea turiștilor autohtoni, Sibiul va participa și la târgul de turism al României din perioada 15-18 noiembrie. Primăria va distribui peste 3500 de broșuri cu trasele turistice, 1500 de DVD-uri și 1000 de hărți. Strada Stefan Ludwig Drod din Mediaș va fi închisă de vineri până sâmbătă dimineața din cauza unor lucrări care se vor desfășura în zonă. Șoferii trebuie să fie foarte atenți pentru că în intervalul menționat va fi interzis virajul la dreapta de pe strada Mihai Eminescu pe strada Stefan Ludwig Drod. Timp de 12 ore, traficul va fi deviat pe strada pompierilor, unde se va circula pe două sensuri.